Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Majoritatea dintre noi am învățat să o iubim, să o prețuim și să o respectăm pe Zlatirkoglu datorită scenelor periculoase pe care le-a trăit în Emanet. De aceea îi suntem loiali și devotați, dar cel mai rău lucru nu a fost că era periculoasă și terifiantă. Scenele din acele serii de filme, cel mai rău lucru a fost că scenariul lui Sla a fost trădat și vândut tatălui lui Nanuca. Nu vom uita niciodată asta, Halil Ibrahim și Nazmie au luat bani murdari pentru că Nanuca să poată intra în serie, dar pentru că este dreptate divină. Dar atât Halil Ibrahim, cât și Nazmie plătesc prețul pentru această trădare. Cred că acesta este unul dintre principalele motive pentru care Halil Ibrahim a dispărut ca actor. Ce i-a făcut lui Zlatirkoglu nu va fi iertat. Eșecul lui Halil Ibrahim este vizibil. El lucrând ca un actor secundar inutil cu rating foarte scăzut, inclusiv noua iubită a lui Halil Ibrahim, Melissa Dengel, care îi ruinează viața atât ca actor, cât și ca persoană. Se adaugă viața lui haotică cu Melissa Dengel. Acest reportaj oferă o analiză aprofundată a rolului Zlatirkoglu în serialul de televiziune Emanet și a structurii de ansamblu a serialului. În primul rând, se afirmă că prestația Zlatirkoglu a avut un impact pozitiv asupra publicului. Stăpânirea scenelor periculoase și profunzimea caracterului său par să-i fi câștigat dragoste, admirație și respect. Cu toate acestea, reportajul subliniază că unul dintre cele mai controversate elemente ale serialului este trădarea personajului său și vânzarea Nanuca. Se spune că această trădare a lăsat un impact profund asupra publicului și nu va fi uitată. Raportul mai sugerează că această trădare afectează negativ viețile și carierele altor personaje. Se susține că această trădare a fost unul dintre motivele importante ale declinului carierei de actorie a lui Halil Ibrahim. Raportul mai precizează că consecințele acestei trădări au schimbat viața personajelor și că mai ales Halil Ibrahim și Nazmie au plătit un preț mare. Se observă că Halil Ibrahim experimentează eșecuri atât în viața profesională, cât și în cea personală, legate de trădarea personajului său. La acest eșec, potrivit raportului, se adaugă declinul carierei sale de actor, precum și o relație complicată cu noua lui iubită, Melissa Dengel. Drept urmare, reportajul este o analiză exhaustivă care laudă performanța Zlatirkoglu, dar aruncă o privire în profunzime asupra evenimentelor controversate ale serialului și a consecințelor pe care le-au trăit personajele. Pascali.